Nemulțumirea a sporit puternic, guvernanții nu-și fac treaba și nu este suficient să fii doar critic. Trebuie să fii și pregătit pentru a conduce la un moment dat destinul unei comunități. Cine va veni la primăria Ploiești trebuie să aibă capacitatea să producă bani, nu să consume bani. Adică eu dacă aș preda studenților despre Ploiești, l-aș preda la capitolul să nu, cum nu trebuie să faceți lucruri în administrație. Dacă tragem o linie acum după aproape 3 ani de mandat, cu ce rămânem? Rămânem cu un concurs de tricouri UDE. În opinia mea, actualul primar nu o să mai fie primarul Ploieștiului în 2024. Dânsul a spus că va fi candidatul PSD-ului, da, înainte ca PSD-ul să anunțe că va fi, da, domnul Volesăvi va fi candidatul lor. Poza de astăzi vă asigur că nu se va potrivi cu poza de la anul. Pentru că nu a făcut nimic bun pentru oraș. Încă o dată, indiferent unde se va duce. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal. Invitatul meu de astăzi este președintele Partidului România în Acțiune, domnul profesor Mihai Apostolache. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Vă propun să începem brusc o întrebare extrem de directă. Sunteți și predați administrație publică, pe de altă parte sunteți și activați, dar sunteți și un observator al scenei politice. Ce șanse au în România partidele politice locale? Cele care izvorăsc dintr-un interes local, județean, rămân acolo, că de aici, de fapt, a pornit România în Acțiune, de la Prahova în Acțiune. Concurs sondajelor, mă scuzați, nicio șansă. Pe de altă parte, există niște exemple de succes. Prahova, Iașu, cred că și Timișoara, dacă nu mă înșel, oameni care au zis, gata, partidele tradiționale, vrem pentru comunitatea noastră lucruri bune, nu știm cel mai bine ce e de făcut, ca atare, hai să preluăm noi frâiele. Da, după cum bine știți, ne-am înființat în 2019 ca Prahova în Acțiune. Am fost singurul partid local din județ care am candidat în 2020 la alegerile locale și după doar câteva luni de la convenția care am avut-o, am obținut pe județul Prahova 6,1% din voturile prahovenilor. Asta înseamnă că ne-am legitimat politic la nivel județean. Sigur că la început nimeni nu dădea nicio șansă. Toți spuneau, sau cei cu care discutam, dacă reușiți să luați 1% pe județ, să fiți fericiți. N-am luat doar 1, am luat 6,1 și am demonstrat că se poate. Care ar fi, mă scuzați în paranteză așa, ingredientele unui proiect de succes la nivel local? Păi, în primul rând trebuie să ai un plan, să ai o strategie pe care să o urmezi, să cauți oameni foarte buni, oameni care sunt dedicați comunității locale, pentru că așa ne-am dezvoltat. Noi nu am avut resurse financiare la dispoziție, în schimb am avut resurse umane foarte bune. Și acei oameni bine pregătiți și acceptați de comunitățile locale au adus voturi și la nivel județean și iată că am reușit să obținem acest scor frumos la nivelul Prahovei, care ne-a permis să ajungem și în Consiliul Județean, să avem 2 reprezentanți în Consiliul Județean Prahova și am fost singurul partid local din România care am intrat într-un Consiliu Județean, pentru că în România mai sunt partide locale. Dar nu a reușit niciunul, cu excepția noastră, să intre într-un Consiliu Județean. Au intrat în Consiliul Local. De ce partidele mari tradiționale strivesc proiectele locale? Nu știu neapărat dacă le strivesc. Acum mai depinde și de tine, pentru că sigur că fiecare competitor își dorește să obțină maxim dintr-o confruntare electorală. Dacă știi să te organizezi, dacă știi foarte bine terenul în care joci și, slavă Domnului, aveam experiența necesară, știam în ce mă bag și cu cine mă confrunt. N-am avut o dificultate din acest punct de vedere. Că în alte părți n-au reușit aceste rezultatele pe care noi le-am avut la Prahova, aici încă o dată ține de modul în care fiecare a acționat și de strategia pe care a aplicat-o. Dacă acum, mă rog, mă provocați și continui tot în sensul acesta și revenim imediat și la România în Acțiune. Dacă în urmă cu 3 ani de zile ați obținut 6,1% la anul, vă propuneți, așa ar fi firesc, să câștigați primării, să vă dublați scorul electoral, este posibil dincolo de dorință? Totul este posibil. Uitați-vă, scena politică se schimbă permanent. De la o zi la alta apar lucruri noi pe scena politică românească. Fotografia de astăzi nu o să aibă nicio legătură cu ceea ce va fi la anul. Asta vă asigur. De ce? Pentru că oamenii sunt într-o continuă așteptare. Nemulțumirea a sporit puternic.
guvernanții nu-și fac treaba și automat ei, neoferind oamenilor rezultate palpabile și nesatisfăcându-le dorințele, automat se îndreaptă, se vor îndrepta către alte entități politice. Către aur, conform sondajelor. Asta, sigur, într-o perioadă de criză, într-o perioadă complicată, în general, mergi către extremă. Dar să nu uităm faptul că oamenii încep să se gândească de două ori atunci când merg în cabina de vot, pentru că până la urmă e viitorul lor. Da? Poate că acum își varsă oful și spun mai bine îi votăm pe nu știu cine decât să votăm pe cei care sunt astăzi. Pentru că sunt mai vocali, sunt mai implicați în sensul că îi vedem destul de activi. Acum nu știu cât de activ o să fie efectiv atunci când va veni timpul să și aplice ceva, pentru că aici ține și de experiență, ține de multe alte lucruri. Că așa, de criticat poate să critique foarte multă lume. Mai greu este atunci când ajungi în postura să iei decizii. Ați văzut că și cei de la USR au fost foarte vocali la început, au avut șansa să ajungă la decizie și ce au făcut? Au fost și la guvernare. N-au stat foarte mult acolo pentru că, mă rog, n-au știut sau nu știu care au fost motivele pentru care au fost scoși de la guvernare. În orice caz, nu este suficient să fii doar critic. Trebuie să fii și pregătit pentru a conduce la un moment dat destinul unei comunități, că este ea locală sau e național. La anul, credeți că va fi un vot negativ? Va fi și un vot negativ. În același timp, va depinde de fiecare competitor cum va convinge oamenii că programul pe care îl propun sau măsurile pe care le propune sunt serioase și sunt necesare pentru țară la acel moment. Dar, sigur, în general, dacă ne uităm în istoria recentă, s-a mers foarte mult pe vot negativ. Noi nu ne gândim neapărat la un vot negativ, pentru că de fiecare dată am plecat la drum cu ideea că trebuie să ne construim un drum al nostru pe care să-l pregătim temeinic și în care să le spunem, să le prezentăm oamenilor diverse scenarii de dezvoltare, nici de cum o simplă critică la adresa celorlalți, pentru că nu ajută cu nimic sau ajută pe moment, dar mai departe lucrurile nu se schimbă și interesul nostru este să schimbe cât mai repede situația și din Ploiești și din alte localități unde sunt probleme în administrație și din întreaga țară până la urmă. Spuneam că abordarea noastră a fost de jos în sus, da? Și asta, lucrul ăsta ne-l menținem. Considerăm că România se poate transforma de jos în sus. Adică dacă fiecare comunitate locală se va dezvolta, automat se va dezvolta și România. Din păcate, statul român este foarte închistat la centru. Administrația centrală greu o destructurez sau o reorganizez, pentru că e o mentalitate învechită, din păcate, asta e realitatea. Și atunci, dacă înțelegem bine cum funcționează lucrurile, mai bine acționezi la bază, îți faci o bază solidă și atunci poți să ajuți la dezvoltarea României într-un alt mod decât au încercat unii și alții până acum. Ați spus o chestie extrem de interesantă, și anume faptul că vorbim despre mentalitate învechită, dar pe de altă parte, domnule președinte, toate părțile când sunt în opoziție, sau cele mai multe, zic bine. Domne, trebuie să construim autostradă, domne, trebuie să construim spitale. Când ajung la putere, nu mai fac nimic în ceea ce spuneau, în ceea ce spuneau când erau în opoziție. Care ar fi explicația? Se spun foarte multe lucruri într-o campanie electorală. Multe minciuni, adică vor să... Multe, nu neapărat minciuni, ci lucruri care nu, pe care, despre care și politicienii știu că nu vor fi făcute, dar ca să câștige puncte electorale spun lucruri doar ca să fie pe placul alegătorilor. Se întâmplă și asta, dar... Supralicitează, de fapt? De multe ori se supralicitează, dar nu este în regulă, pentru că, iată, ajungem la realitatea tristă, da, pe care o trăim cu toții. Și acest lucru duce la o scădere a încrederii publicului în zona politică în general. Până la urmă, să nu uităm că totuși de decizia politică depinde viața fiecăruia dintre noi. Atunci este important ca acest mediu politic să fie totuși, să dobândească încredere cât mai mare din partea cetățenilor. Inclusiv autoritățile reprezentative să aibă o susținere populară consistentă. Din păcate, Parlamentul, vedeți, încrederea în Parlament e foarte scăzută.
nu mai vorbesc de guvern, chiar și autoritățile locale au o problemă în, în ceea ce privește susținerea cetățenilor. Și atunci toate aceste lucruri ar trebui să ne dea de gândit. Este clar că nu mai poți să acționezi în acest fel, trebuie să le spui oamenilor realitatea. Acestea sunt resursele, asta e anvelopa bugetară, să spunem, da, și trebuie să ne încadrăm în ea. Din ea putem să facem asta, asta și asta. Aceasta este un citat din cărți. Nu e un citat din cărți, dar așa trebuie să relaționezi cu oamenii. Nu e la normal să spui realitatea. Credeți, spre exemplu, credeți că la anul va fi vreun candidat care va spune: domne, primăria este împrumutată cu atât, cu suma de... Nu știu, trebuie să spunem. Primăria are problema asta. Da? S-a împrumutat de-a lungul timpului cu atât, are o problemă din punct de vedere financiar și se pot face doar aceste lucruri și în mandatul următor. Și eu care aștept canalizarea... Dar de ceea ce trebuie. Și aștept piste de biciclete, diminuarea poluării, aștept centură verde, aștept autobuze noi. Aștept. Nu va vota nimeni dacă veți spune, domne, dacă veți spune adevărul de fapt. Sunt așteptări legitime ale dumneavoastră, ca și ale oricărui ploieștean. Pe de altă parte, trebuie să privim realitatea în față. Cine va veni la primăria Ploiești trebuie să aibă capacitatea să producă bani, nu să consume bani. Pentru că s-au tot consumat în 30 ceva de ani bani, nu numai în Ploiești, ci întreaga administrație din România. Trebuie să vină oameni care să aibă viziune, care trebuie să gândească un set de proiecte clare și să atragă finanțare din altă parte. Pentru că nu ai cum să te bazezi pe bugetul actual. Da? Deci, grija aceasta trebuie să fie. Vrei să dezvolți infrastructura și să rezolvi problemele amintite de dumneavoastră? Este clar că trebuie să faci proiecte și să obții finanțare. Europeană, de altă natură, este clar că finanțarea trebuie să vină din altă parte. Nu mai vorbesc de faptul că trebuie să creezi un mediu prietenos pentru investiții în continuare. Nu vedeți că în Ploiești nu se mai vorbește de investiții noi, nu se mai vorbește de atragerea investitorilor sau de o strategie în acest sens? Adică suntem într-un cerc vicios, în fiecare zi vorbim de câte un lucru minor. Sau, nu știu, s-a mai certat unul cu celălalt. În niciun caz de lucruri serioase, care, într-adevăr, sunt valabile pentru un municipiu reședință de județ. Aici nu vorbim de localitatea de la marginea județului, vorbim de Ploiești. Bine, vorbim și despre lucruri serioase, și anume apa caldă și căldură, furnizarea, dacă cum a fost anul trecut, vorbim despre gunoaie. Adică ne-am întors în loc cu vreo 30 de ani. Din nefericire, da. Dar aici ține tot de administrație. De modul în care gestionează administrația toate lucrurile. Până ceea ce amintați sunt servicii publice. Da. Serviciile publice sunt gestionate de cine? De municipalitate, da. Nu de fiecare cetățean. Cetățeanul vine și contribuie. Bine, sunt administrat. Da. Cetățeanul contribuie cu taxe și impozite, astfel încât aceste servicii publice să fie gestionate eficient. Unele sunt gestionate direct, alte sunt date unor operatori privați pentru a le gestiona. Și care este explicația profesorului Mihai Apostolache pentru realitatea de la Ploiești? Dacă ați face așa, dacă ați fi un chirurg și ați tăia în carne vie, cum se spune, că e o bubă, e cu infecție, se vede infecția, care ar fi primele concluzii? Să nu spuneți pacientul e mort? Că... Nu, sunt în general un tip optimist, dincolo de gravitatea situației din administrația ploieșteană, pentru că lucrurile sunt grave, se pot îndrepta lucrurile. Deci gândesc într-un sens pozitiv. Ploieștiul, de fapt administrația Ploieștiului, pe părerea mea, este un caz școală de așa nu. Adică eu dacă aș preda studenților despre Ploiești, l-aș preda la capitolul cum nu trebuie să faceți lucruri în administrație. Da? Ce nu trebuie să faceți în administrația publică, uitați-vă acum la Ploiești. Și să nu faceți asta vreodată în administrația publică dacă ajungeți acolo. Și care sunt primele trei capitole? Primele trei capitole? Primul capitol. Păi uitați-vă foarte bine modul în care se gestionează serviciile publice amintite de dumneavoastră. Relația executiv-deliberativ, care trebuia să fie cu totul alta. Haideți să ne uităm un pic în urmă la declarațiile actualului primar. Din campania electorală și dinainte de campanie, care spunea că va avea o relație extraordinară cu Consiliul Local. Nu cum a avut-o în primul mandat. Nu, este mult mai complicată decât a avut-o și în primul mandat. Ceea ce nu e în regulă. Până la urmă sunt două autorități care trebuie să colaboreze, sunt alese de cetățeni, pentru a rezolva probleme, nu pentru a crea probleme comunității. Ce se întâmplă astăzi? Da? Apar fel de fel de probleme pe agenda comunității ploieștene, generate tocmai de cei care trebuie să le rezolve. Da. Și sigur, relația și cu alte entități și faptul că nu există... Aveți despre mediul de afaceri ceva. Mediul de afaceri, relația cu Consiliul Județean, până la urmă, încă o dată, mai ales când ai nevoie de sprijin.
că e vorba de resurse publice, naționale, europene. Trebuie să găsești acea modalitate prin care să ajungi să atingi aceste obiective. Știi care nu sunt ale tale. Da, sunt ale comunității. Sunt ale comunității. De ce nu s-a ajuns? Pentru că nu s-a găsit nu s-a găsit acea modalitate prin care lucrurile astea să se rezolve. Aici, sigur, ține de fiecare în parte. Dacă oamenii te-au ales și până la urmă ți-ai asumat un rol, ești primarul acestei comunități, da? Știi bine ce atribuții ai, știi bine ce responsabilitate ai, trebuie să înțelegi că disputele personale nu trebuie să existe. Sau dacă ele apar, încearcă să le elimin cât mai mult, pentru că tu ai un rol de jucat, acela de reprezentant al comunității și să faci bine comunității, nu să creezi probleme comunității. Dacă tragem o linie acum după aproape 3 ani de mandat, cu ce rămânem? Rămânem cu un concurs de tricouri UDE cu inscripții și de asemenea cu un concurs de strigat, care strigă mai tare în primăria Ploiești. Cu asta am rămas în cei 3 ani de mandat, din nefericire. Asta s-a dus inclusiv pe presa națională. Nu se vorbește în România, decât când vorbim de Ploiești, decât de problemele din Ploiești, din administrație, de tensiunile care există între municipalitatea ploieșteană, între Consiliul Județean și așa mai departe. Da? Astea sunt lucruri cu care am rămas. Din păcate, este o realitate tristă. Până la anul, mai există vreo șansă, din punctul nostru de vedere, ca în Ploiești să se întâmple lucruri majore? Fiindcă aici nu vorbim despre o asfaltare de stradă, da, sau introducerea unei 10 metri de rețea de canalizare. Astea sunt lucruri uzuale într-un municipiu în anul 2023 și în Uniunea Europeană. Din păcate pierdem timp prețios. Deci până la anul nu credeți că mai sunt șanse? Nu. La modul cum se lucrează, niciun caz. V-ați uitat la ședința de ieri a Consiliului Local, vă uitați la orice ședință și cum relaționează primarul cu Consiliul Local, nu văd să se schimbe ceva în bine în actuala conjunctură și cu actuala administrație. Din păcate pentru această comunitate și din păcate pentru contextul în care ne aflăm. E un context favorabil și în acest moment, în loc să valorificăm toate oportunitățile astea de stat membru al Uniunii Europene, de faptul că există acest faimos PNRR și există și celelalte fonduri europene separat de acest program de dezvoltare, da, lansat de Uniunea Europeană. Deci noi, în loc să valorificăm oportunități, noi stăm acum și ne ocupăm cu alte lucruri. Noi, nu vorbim de noi doi, vorbim de administrația care trebuie să ocupe de ce trebuie. Haideți să imaginăm că suntem pe stradă, ne întâlnim, noastră politician, eu, cetățean simplu, și îmi spuneți acest lucru. Și eu vă întreb, și eu ce vină am, domnule președinte? Nu aveți nicio vină. Eu votant, am primit un flyer, am un program, am zis da. Aceste lucruri le vreau pentru se întâmple în Ploiești. Și după 3 ani de zile mă uit că aproape nimic nu s-a întâmplat. Eu ce vină am? S-au întâmplat lucruri negative, că dacă din acel program mă refer. Din acel program, da, sigur. Eu ce vină am? Adică care este șansa cetățeanului în fața, nu știu cum să spun, în fața agendei electorale a politicienilor, ca să mă exprim frumos? Da. Oamenii, sigur, sunt foarte nemulțumiți. Noi mergem des în Ploiești, ne întâlnim cu oamenii, discutăm. E o nemulțumire generală în oraș legat de modul în care administrația își face treaba. Pe de altă parte, sunt foarte mulți care spun nu vom mai merge la vot. Este greșită abordarea. Pentru că în felul ăsta, dacă nu merg la vot oamenii și chiar dacă sunt supărați, ei nu vor schimba nimic. Pe actualul sistem electoral, se știe foarte bine, primarul în funcție are prima șansă, chiar dacă a făcut ceva sau n-a făcut. Da? Fiind vorba de un alegeri într-un singur tur, este favorizat primarul în funcție. Dacă oamenii nemulțumiți vor sta acasă, primarul împreună cu cei care îl susțin își vor scoate propriul electorat și va rămâne în continuare, chiar dacă acel om n-a făcut nimic bun pentru comunitatea respectivă. Și atunci îndemn pe toți cei care sunt nemulțumiți să se implice. Odată să participe la viața publică și înainte de momentul electoral, în același timp să participe la vot și să se exprime. Pentru că, slavă Domnului, vor fi destui candidați dintre care să aleagă.
Nu este unul singur, primarul în funcție este singurul care poate fi ales. Nu, spuneți că la, în orice oraș primarul în funcție are prima șansă. La Ploiești vedeți o luptă așa acerbă sau cum? Fiindcă, încă o dată spun, aveți destulă experiență și studii ca să puteți să aveți, să faceți o predicție. Bun, în opinia mea, actualul primar nu o să mai fie primarul Ploieștiului în 2024. Pe ce vă bazați? Indiferent de calculele care se fac acum, că bun, înțelegem, caută susținere, nu mai... Nu caută, e candidatul PSD, a afirmat-o aici. Sunt de acord, dar dânsul s-a erijat în candidatul PSD, nu PSD-ul l-a anunțat candidat. Așa, da. Dacă ne aducem aminte. Domnul președinte a confirmat, dar PSD... Domnul Bogdan Enache. Dânsul a spus că va fi candidatul PSD-ului, da, înainte ca PSD-ul să anunțe că va fi, da, domnul Volescu va fi, da, candidatul lor. Bun. Deci, în termeni ăștia se poartă discuție. Și atunci, deci, care-i deosebirea? Păi deosebirea este fundamentală. Și anume aceea că încă, eu cred că încă nu a domnul Andrei Volosevici nu este definitiv, nu va fi candidatul PSD. Adică lucrurile nu s-au lămurit din acest punct de vedere. Pentru că una este să iasă partidul și să spună la alegerile următoare domnul primar va fi candidatul nostru și alta este să iasă primarul în funcție să spună voi fi candidatul partidului X. Da, încă o dată, fiecare în acest moment își caută o anumită susținere. În 2020 a căutat susținerea PNL-ului, acum caută susținerea PSD-ului pe ideea că PSD-ul stă mai bine în sondaje astăzi. Primul loc în sondaje. Ce spuneți că nu va mai ieși, continuându-vă ideea, închis astăzi, în paranteză? Astăzi, da. Încă o dată, poza de astăzi vă asigur că nu se va potrivi cu poza de la anul. De ce spuneți, pe ce vă bazați? Când spuneți că actualul primar are șanse, sau nu va mai ieși, nu va mai câștiga, ați spus, nu că are șanse mici, un nou mandat. Pentru că nu a făcut nimic bun pentru oraș. Încă o dată, indiferent unde se va duce, sub ce umbrelă politică se va ascunde, oamenii nu pot să uite că Ploieștiul nu a avut apă caldă și căldură o perioadă lungă de timp, că au fost probleme cu gunoaiele în Ploiești, că sunt probleme în continuare cu modul în care se administrează domeniul public și privat al acestui municipiu, că apar chiar nenumărate... Chiar dacă va fi candidatul PSD, principalul partid conform sondajelor de opinie... va fi candidatul PSD, haideți să nu uităm că PSD-ul n-a stat vreodată grozav în municipiul Ploiești, cu câteva excepții. În rest, lucrurile nu sunt... Lucrurile sunt într-o dinamică. Poate România în acțiune să joace la câștigarea Ploieștiului? Să intre în cursă la modul, da, foarte serios? Că ne bine, propunem, teoretic, evident, toate părțile au acele șanse. Bineînțeles că ne propunem să ducem un coleg de-al nostru sau o colegă de-a noastră în fotoliul de primar al municipiului Ploiești. De ce? Noi de ce nu am putea să facem acest lucru? Fică nu sunteți partid mare, nu sunteți acolo cu PSD, AUR, PNL, așa zic sondajele de opinie. Haideți să ne înțelegem și cu partidele astea mari. De ce calificăm că un partid este mare și unul este mai puțin important? Faptul că suntem la început de drum, nu avem atât de multă susținere electorală, conform sondajelor, păi unele sunt sondajele, alta va fi realitatea de la urne. Încă o dată, eu nu văd niciun fel de schimbare în bine în municipiu, astfel încât cei care conduc astăzi să mai primească votul ploieștenilor, indiferent de locul unde se vor duce, de partidul din care vor candida. Nu, este anormal. Au ajuns cei de la Târgoviște să râdă de noi, au ajuns cei de la Buzău să râdă de noi în condițiile în care pentru ei Ploiești era un exemplu. Veneau la oraș. Da, și veneau la oraș când ajungeau la Ploiești. Și atunci despre ce vorbim? Să susținem ce? O administrație care ne-a dus în stadiul în care suntem astăzi? În niciun caz oamenii nu o să mai susțină actuala conducere a executivului. Repet, indiferent unde se vor duce și sub ce umbrelă se vor ascunde. Spuneți-mi. Noi oricum ne construim o echipă serioasă la nivel de Ploiești. Vin oameni din ce în ce mai mulți la Partidul România în Acțiune, la organizația Ploiești. Și mă bucur tare mult pentru că, în ciuda sondajelor de care amintiți, la nivel național făcut, e adevărat. Cei care apar în sondaje acum au sigur și un avantaj, în sensul că se consideră că având șanse și oamenii își îndreaptă atenția mai mult către ei. Dar e și o parte rea, în sensul că, în general, la astfel de partide se duc oameni care au un interes personal. Pentru că ei se gândesc, dacă mă duc acolo, sigur o să ies consilier, o să ies, nu știu, o să-mi realizez eu ceea ce mi-am propus din punct de vedere personal. În cazul nostru vin oameni care își doresc să se implice în comunitate, să schimbe ceva. Pentru că ei știu că aici este un loc
în care se pot dezvolta frumos și în care își pot pune în valoare ideile, idei care pot să devină realitate dacă ajung în administrația publică. Da? Deci oamenii ăștia care vin la noi sunt oameni care au în primul rând o activitate profesională, au o meserie, ceea ce e important în politică și pentru asta și milităm. Nu mă duc în politică ca să mă specializez la locul de muncă sau să găsesc un loc de muncă datorită politicii. Nu, am o meserie, desfășor o activitate profesională și în paralel desfășor și o activitate politică. Da? Sunt foarte mulți oameni care au idei de dezvoltare a comunității și care vin alături de noi pentru că au simțit încă o dată că este un loc deschis, un loc în care se pot manifesta și din care pot să susțină anumite idei pentru această comunitate. Revenind, că ne-am luat cu vorba și n-ați răspuns la întrebare. Bătălia pentru Ploiești anul viitor, da, cum o vedeți? Aprigă, clară? Deocamdată există un singur candidat, cel domnul Volosevici, din partea PSD. Bun, vă aduceți aminte de alegerile prezidențiale din 2014? Da. Când domnul Ponta ne spunea că el mănâncă popcorn, că stă liniștit și câștigă alegerile și ce s-a întâmplat? În turul 2, nici sociologii n-au înțeles. Da. Și aici o să fie cam aceea situație. Dacă cineva crede că ceea ce avem astăzi, încă o dată, va fi realitatea de azi, va fi cea din 2024, sunt și alamarnic. Oamenii, încă o dată, nu uită prin ce au trecut în acest municipiu. Chiar dacă n-au ieșit la proteste, chiar dacă de multe ori n-au reacționat așa cum s-așteptau alții să reacționeze, dar când vor avea șansa să se exprime, vă asigur eu că votul respectiv va fi dat către cineva care cu adevărat a demonstrat că a realizat ceva în viața lui, da? Și că vrea să facă ceva bun pentru această comunitate ploieșteană. Spuneți-vă rog, domnule profesor, așa ca un chirurg, Consiliul Județean. Consiliul Județean. Analizați activitatea Consiliului Județean Prahova, să vorbește despre investiții. De fapt, domnul Tudone, zilele trecute aici la proces verbal, spunea că în septembrie, luna aceasta, va fi dat ordin de începere pentru centura Comarnicului, pe de altă parte, niște 900 de milioane de euro, dacă și nu mă înșel, în rețeaua de apă și de canalizare în județul Prahova. Sunt niște investiții mult așteptate. Sala polivalentă, piscina și patinoarul sunt în aer și vor rămâne acolo mult timp, cele de la vest, fiindcă nu se înțeleg cele două administrații, dar dincolo de Parcul Municipal Vest. Cum analizați activitatea Consiliului Județean? Avem și la UPG, știu că sunteți atașat acel campus universitar, într-adevăr spectaculos. Dacă va fi făcut. Fiindcă aici e o problemă, vedeți? Și le-am spus tuturor, inclusiv celor de la Consiliul Județean. Oamenii vor fapte, nu mai vor nici SF-uri, nici proiecte, nici avize și e corect. Au perfectă dreptate, pentru că s-au săturat de atâtea promisiuni. De hârtii s-au săturat și de promisiuni. Adică, e adevărat că nu poți să faci fără să treci prin hârtii. Așa este. Dar oamenii nu mai au răbdare. Tot vorbeam de guvernarea anterioare și de oameni care au condus guvernarea anterioare. Vă aduceți aminte de Ministerul Marilor Proiecte, de oameni care spuneau că își așează cortul pe autostradă și stau acolo și verifică. Da. Am ajuns în situația oamenii să fie dezamăgiți și să nu se mai aștepte la ceva bun, tocmai din cauza unor astfel de declarații și de lucruri care nu s-au întâmplat de-a lungul timpului. Vorbeați de campus. Este un proiect câștigat. Consiliul Județean este în faza de semnare a contractului de finanțare. Se realizează proiectul acum pentru campusul respectiv. Când va fi lopata? Asta întreb și Consiliul Consiliului Județean. Domnule, lopata, când intră buldozerul? Trebuie să vorbim și de fazele astea, pentru că sunt faze peste care nu poți să treci. Dar nu spuneați că oamenii nu mai... Pentru că legislația te obligă să respecti niște faze. Da? Nu poți. Și eu am spus că e nevoie și din acest punct de vedere de o corecție. Inclusiv legislativ. Sunt prea multe documente care se cer. Simplificarea procedurii cu privire la astfel de investiții. Nu este normal să stai atât de mult timp numai în hârțogăraie. Sigur că trebuie să faci documente. Legal, corect. Sigur, da. Lucrurile alea să le faci bine, să fie documentația bine pusă la punct și să nu fie probleme în viitor. Dar să ia, ne ocupăm cu prea mult timp cu hârtii și mai puțin cu partea de execuție. O scurtă paranteză, 5. Evident că spun așa pur și simplu din burtă, cum se spune. Uniunea Europeană impune, să zicem, 15 condiții și noi mai adăugăm și încă 30. Mai adăugăm încă 30, 50. Da, da. Ungaria, Polonia, cele 15 ale Uniunii Europene, da, și încă 3.
Așa este. Astfel încât să luăm bani în Uniunea Europeană. Noi parcă suntem într-un domnule să nu... Noi căutăm fel de metode de a ne bloca singuri dezvoltarea. Exact. Și este un lucru pe care noi îl susținem și am spus că în programul nostru, în programul Partidul România în Acțiune, avem în vedere acest lucru. Să simplificăm această procedură, inclusiv de atragere de fonduri europene. Este anormal. Da, fă control în timpul execuției, fă control ulterior, dar lasă-l pe omul ăla care are inițiativă, care vrea să investească într-un domeniu, să facă lucrul ăla. Chiar ajută-l, sprijină-l, da? Așa cum fac statele pe care le-ați amintit mai devreme. Deci la anul va intra buldozerul, va începe lucrurile la campus, ceea ce știți? Din ce știu, lucrurile astea se vor întâmpla. La anul încep lucrurile, da? Un campus, într-adevăr, pe care Ploieștiul merită. Da, un campus de care Ploieștiul are nevoie. Am spus că și mă bucur că am fost la momentul potrivit în locul potrivit. Pentru că am susținut de la începutul mandatului această idee, acest proiect, un campus nou. Mă bucur că vorbim totuși de un campus care se referă la învățământ dual. Pentru că aici este un consorțiu care s-a creat între universitate, liceul de chimie și OMV. Da? Sunt trei entități care lucrează împreună în acest proiect și care vor să ajute la dezvoltarea și acestei zone a învățământului dual. Știți foarte bine că ducem lipsă de meseriași și de oameni care tot ne plângem de așa ceva. Și iată că este un moment bun pentru dezvoltare și în acest sector. Și sunt convins că în acest parteneriat vor intra în timp și alte companii, pentru că vor avea interes să-și pregătească oamenii. Ce în Sibiu, că nu inventăm roata. Dar e bine că aplicăm. Este bine că 30 de milioane de euro se vor investi în județul Prahova. Da? Sunt bani care vin aici și care vor rămâne vor intra în economia județului și e foarte important acest lucru. Cum de altfel este importantă orice fel de investiție care se face, pentru că o investiție publică atrage o altă investiție, poate chiar mai multe investiții private. Pentru că știți bine cum acționează mediul privat, e foarte atent la toate chestiile. Urlați este un exemplu elocvent. Revenind, domnule medic, domnule chirurg, Consiliul Județean. Consiliul Județean, iată, lucrează, are în plan o serie de proiecte și eu îmi doresc ca aceste lucruri să se întâmple cu mult mai multă rapiditate. Noi de la România în Acțiune am dat tot sprijinul necesar, am susținut prin vot toate proiectele de dezvoltare a infrastructurii, că vorbim de centură ocolitoare, că vorbim de modernizarea Spitalului Județean, că vorbim de Hidro Prahova. Toate aceste obiective noi le-am susținut și sigur suntem foarte atenți ca lucrurile să se realizeze cât mai repede. Nu suntem noi cei care conducem Consiliul Județean, adică toate așteptările sunt în primul rând îndreptate către conducerea Consiliului Județean, care și-a asumat până la urmă acest mandat. Revenim chirurgul, vedeți acolo, vedeți cum arată pacientul. Bun, lucrurile sunt într-o direcție corectă, s-au mai făcut și greșeli. Iată, ceea ce și eu am contestat de la bun început, modul în care au pornit în acest mandat cei care conduc Consiliul Județean. În sensul că au început reorganizarea faimoasă a Consiliului Județean și a unor direcții din Consiliul Județean. Bineînțeles, au greșit din start modul în care au abordat lucrurile acolo. Este o greșeală, sper să-și o asume. Nu așa trebuiau să facă lucrurile, pentru că, din nefericire, acele decizii nu au făcut altceva decât să îndepărteze oamenii buni din Consiliul Județean. Majoritatea s-a dus la primăriile din județ și oameni foarte bine pregătiți și, iată, Consiliul Județean a pierdut o resursă umană valoroasă în care a investit de-a lungul timpului. Dar, pe de altă parte, domnule președinte, vă spun că, din punctul meu de vedere, eu am un singur cuvânt după care mă ghidez, cel puțin în spațiu public, dar și nu numai, și anume a livra. Dom'le, da. Livrați sau vrăjel? Că la un moment dat, după atâtea povești, oameni la nivelul care nu mai cred, nu mai vreau. Dom'le, livrează-mi campusul să văd buldozerul cum intră, să văd că încep lucrurile la Comarnic, să văd la Ploiești că începe nu știu ce. Da. Iată, este în lucru rețeaua de gaze de pe Valea Slănicului. Este un proiect serios, un proiect de amploare. Aproape să termină. Care să termină, chiar mai devreme decât era stabilit. L-am văzut pe Facebook, dacă nu mă înșel, într-o poză cu domnul președinte sau domnul secretar general adjunct al NATO, domnul Mircea Joana. A venit să vă felicite cu România în Acțiune. E aproape, e simpatizant, sunteți prieteni. Care este explicația?
Da, este o relație da, personală. Da, ce? Că v-am întrebat... Nu, e o relație personală de foarte mulți ani. Nu are legătură cu politica. Întâlnirea a fost o întâlnire între prieteni. Eu în acea perioadă eram cu piciorul în gips. Și a venit să... Adică ne-am întâlnit și am stat de vorbă lucruri ce țin de noi, de lucruri personale. A fost o discuție personală. Da, a fost o discuție personală. Nu avem, aici nu e nicio legătură între funcțiile noastre, funcția mea politică sau funcția dânsului de secretar discuția general. Discuția între întâlnirea între... Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, România în acțiune. Apropo de ce spuneați, domnule, partide mari, ce înseamnă partide mari? Înseamnă structuri în teritoriu, sedii, la nivelul fiecărei localități să ai filiale. Care este? Este un proces extrem de greu? Așa este. Adică îi dau pe cei de la urcă, sunt ultimii intrați în joacă, nu din alt motiv. Se plâng de faptul că, domnule, se fac greu organizații. Și cei de la Forța Dreptei și dumneavoastră, bănuiesc, vă confruntați cu aceleași probleme. Acum, de când Prahova în acțiune, a devenit România în acțiune, care sunt țintele? Care este stadiul pregătirilor? Cum sunteți? Sigur, vrem să consolidăm organizația Prahova, pentru că de aici am pornit, din acest județ, și vrem să ne extindem la nivelul întregului județ. Și, bineînțeles, am început discuții în țară, în alte județe. Suntem în proces de constituire la București, a organizației, la Ilfov, la Iași, la Craiova, la Dolj. Deci am început în țară. E mult mai greu decât credeți? Nu, dar știam la ce ne înhămăm. Nu este o noutate. Ne-am obișnuit cu greu. Încă o dată, am pornit proiectul Prahova în acțiune de la zero. Nu a venit cineva să ne bage voturile în tolbă. Dar am muncit pentru acele voturi și pentru a atrage lângă noi oameni serioși și oameni care și demonstrează valoarea în acest moment în administrație, pentru că toți colegii mei chiar sunt oameni implicați în problemele comunității și în ciuda faptului că numărul lor nu este așa mare în fiecare localitate, dar vocea lor este din ce în ce mai puternică acolo. Câte primării veți câștiga la anul Prahova? Nu am. Sau unde aveți candidați foarte buni? Candidați găsiți. Șanse de a câștiga. În acest moment nu pot să vă spun că vom câștiga 5-10 primării. Ar însemna să vă păcălesc și nu sunt acest gen. O să vină momentul în care să vă anunțăm și candidații și țintele pe care ni le-am propus și cu siguranță acolo unde ne stabilim o țintă pentru primar chiar o să și reușim. Ploieștiul așadar considerați un municipiu unde și România în acțiune intră cu șanse reale, nu? Cu șanse aveți toți, toate partidele, de a câștiga, adică acel candidat pe care bănesc că îl știți așa, nu-l faceți public sau nu-l știți deocamdată pentru Ploiești. Încă discutăm în interiorul partidului să găsim cea mai bună variantă pentru primăria municipiului Ploiești, tocmai da. Pentru a nu ne mai trezi în situația în care suntem astăzi cu o administrație defectuoasă. Vă mulțumesc, domnule președinte Mihai Apostolache. Ne vom reîntâlni cu siguranță. Lucrurile se precipită în zona politică. Pe de altă parte, este extrem de important ceea ce spuneați și dumneavoastră. Eu am susținut și public pentru 3 mandate. Eu susțin introducerea votului obligatoriu, cum sunt în diferite țări, tocmai ca și pe de altă parte aș mai susține sau susțin și introducerea, sunt în țări din vest unde copiii la liceu învață politică. Noțiuni în a 11 și în a 12, noțiuni elementare despre principalele partide, principalele familii politice, ce susține fiecare, astfel încât la 18 ani când votezi, să nu votezi doar emoțional, să votezi sau să nu te duci la vot, să votezi relativ în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc frumos pentru această analiză și pentru participare. Vă doresc o zi minunată. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Ne vom reîntâlni în curând, dragi prieteni. Reluăm aici un nou sezon la Proces Verbal.